2020, este legal consecvită și îl poate desfășura ușor. La ședință participă un număr de 14 consilieri dintr-un total de 15. Întârzie domnul consilier Ghimeț Claudiu. Conform înțelegerii anterioare, președintele de ședință se alege în ordine alfabetică. Această ședință a urmat să fie consumită de domnul consilier Bușiu Fernand. Cine este pentru vă? Pe anul 2019 și utilizarea fondurilor de investiții din fondurile de excedent pe anul 2019 al Comunei de Județul Bacău, inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. Proiectul numărul 2, proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare de învățământ preuniversitar din Comuna de Județul Bacău în anul școlar 2020-2021, inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. Și proiectul numărul 3, proiect de hotărâre privind modificarea contribuției la economia circulară pentru deșeuri municipale, deșeuri din construcții și desfințări destinații a fi eliminată prin depozitare pe anul 2020, inițiat de primar și aviz din partea tuturor comisiilor de specialitate. Cine este pentru? Dacă sunteți de acord, este cineva împotrivă? Da, nu știu cum președinte. Să despre punctul divers, dacă sunteți de acord să votați și punctul divers, stimați colegi. Avem oameni din urmă. Avem oameni din urmă. Vă rog să aprobați și punctul divers. Cine este pentru, inclusiv pentru punctul divers? Deci cu 14 voturi pentru a fost aprobat. Aș vrea să vă întreb dumneavoastră dacă sunteți de acord să votați înainte sau după. Nu, ca și mai aștept. Înainte, pentru că oamenii probabil vă sunt primarul. Să nu probleme, vă și vă sunt. Un pic, domnul Costea. Domnul primar, v-aș întreba dacă la ședință de azi, astăzi vedeți cu domnul Gentil la școala de centru, pentru că se discută iarăși problema școlii, da? Ar fi trebuit să fii și la domnul Gentil în coa. Ok, dacă sunteți de acord să punem primul punct, diverse, ca să dea diverse, că ai venit cu domnul Gentil. Aș dori să începem cu punctul diverse și să întrebăm fiecare cetățean parte pentru ce au venit aici și ce probleme au din... Domnul primar, aș vrea o întrebare. Dacă domnii care au participat la ședință au făcut o adresă cândva, o plângere, ceva, trebuie la galeria de adunare sau? Nu. Deci ședința de Consiliul Local și publică au poate doar pe care își prezintă... Nu, vă întrebam dacă în cursul timpului oamenii și-au intrat, nu prea scris față de... Am niște cereri... Aveți? Niște cereri primite la mine și o să le discutăm. Dar cred că fiecare cu problema lui sau... Domnul Costea, domnul director imediat. Dar eu cu foarte mult. Haideți să vedem cetățenii ce probleme sunt și o să le putem discuta. Domnul Costel, pardon. A spus. Așa. Am înțeles că avem niște probleme de rezolvat. Domnul Busiu, din cunoaștere foarte bine, sunt din Bălăneasa, nu mai e voi reprezentare. Dețin un număr de animale. Eu și familia mea, cum am specificat și în cererea respectivă. Și aș vrea ca anul 2020, atât când sunt ea islas, pentru a-l întresâni, a-l pașona și a-l depun soare. Deci nu mai vreau într-un cuvânt să fie asociația atâta timp cât au fost destului, nu s-au plătit, au fost discuții, au fost câte și mai câte. Asta ar vrea. Și
gândesc același lucru vrea și ei. Deci toată lumea sunteți, toți sunteți pe locul. Mai sunt lucruri afară care nu legislează. Mai sunt ca dar tot cu problema asta. Da. Așa. Aș fi de acord ca domnul primar să ia inițiativa să spună și să vadă cum stau lucrurile. Pentru că am auzut de acest mandat tot timpul au fost probleme cu asociația respectivă. Bacul ăla, bacul ăla. Da. Niciodată nu s-a dat un punct de vedere. Nu s-a pus... Mi-am înțeles că veniți banii la timp, nu și-au plătit datoria acolo, nu știu nici. Cred că tot în... Eu zic, problema asta este din partea dumneavoastră, asociației dumneavoastră, de dumneavoastră, acolo și-am... Păi nu spune că nu este a noastră, este a membrilor fondatori, așa nu stați. Noi nu suntem nici membri, am înțeles. Nu știu nimic, e bine să verifici domnul primar. La asta am venit, nu ne-am retras. La această discuție, dacă ar fi fost corect să vină și șefii asociației, pentru că ei trebuie să justifice în fața cetățenilor. Problemele care s-au întâmplat sau se întâmplă în acea asociație. Nu știu acum dacă domnul Daniel, dumneavoastră sunteți cel care știți, cred că cel mai bine ce este acolo. Nu știu care este acolo. Ar fi bine să îl chemăm și pe... Deci am dat spune și chemați și spune, normal, ține mie să spune. Da, da. Nu pot să spune, incompetent. Și nu pot și nu știu ce îndeplinire de fiecare dată l-a pus sfârșit domnul Stan. De asta noi ești căpătăm. Noi nu am acuzat bine, nu trebuie să-i acuzăm că nu e incompetent, că nu. El trebuie să-și facă datoria față de dumneavoastră, ca și membru în asociația respectivă. Păi ești înțeles, președintele asociației. Trebuia chemat și dânsul aici să vedem cum să justifică el problemele care le are, reale. Că am înțeles că sunt probleme. Noi ne-ai venit cu problemele, ca cu primării, ca cu Sânindea, cum a spus. Stazul sfârșitului de Sânind și, fiindcă așa spune și legea, e slavul. Cel care dețin din crescătorile animale, trebuie și trecut și la apia. Nu din asocia. Dacă este o rezervă și este plus, este normal să preia asocia, să prelucrezi până la buscă. Domnul Logic, dumneavoastră ce simți chestia asta? Eu știu absolut tot. Când am fost eu președinte, vicepreședinte, eu m-am luptat, l-am dat al cetățenii, au schimbat, au fost alergă cum și-au ales. Păi nu, conducerea, au ajuns la... Eu nu mai vreau. Jori trebuie să spune că nu mai este. Cine este președinte? Da, dacă mergem la domnul Jori, zice că nu sunt eu. O dată îmi decată să duc eu și nu mai sunt. Domnule, nu ne interesează ce au fost. Noi nu discutăm ce au fost. Acum, pentru anul 2020, ne-a interesat să mergem la primărie să facă contract individual cu fiecare persoană. Același lucru gândesc că îl spune și toți, dacă are ceva de obiectat, poate să poate și are ceva să spună, domnule, nu vorbesc bine, da, domnule, așa, da, și să merg să facă contractul individual. Iar cele rămâne zic, nu să se judece să scoată asociația propriu-i vezi. Nu! Deci nu putem acoperi, nu avem numărul de acoperire de animale, e normal să le asociație și să le întreținificați și contractul. Dar nouă cine trebuie de statul Smildei, și trebuie de statul, adică către primărie, primărie Smildei. Domnul primar, știți situația acolo? Aici, contract... Nu știu dacă am vorbit bine, dar dacă e ceva bine și comentat. Poate să dați. Eu... Deci primăria comunei de vest. Concesiune. Data s-o iei astică. Concesiune. Șurile care sunt ale Consiliului Local de Vest. Asociația. Da, în interiorul ei funcționează. Asociația are un comitet care îi conduce acolo, care este ales de dumneavoastră. Eu așa cred. Deci nu este ales. Nu este ales. Fiecare lucru că ei n-am moartă în obrador. Nu este ales. S-au subiectat. Cercam. Ei, nu știu. Noi nu au fost să picei de lucru. Când m-am bine cu stat, atât putem de stat. De domnul Cioriș, de domnul Surgiu, nu avem ce să discutăm. Fiecare căutat să facă ce-o putut, dar dacă el este președinte la asociație și nu o conduce bine, atunci ar fi schimbat-o. Dacă dumneavoastră vă convine... Domnilor, este în ograda dumneavoastră. Sunteți în asociație. Eu nu am puterea și nici nu am legalitate de a mă ocupa de o asociație. Dar nu putem interveni ca și instituții. Domnul Ardele, eu nu am puterea, în calitate de primar, să mă bag în interesele unei asociații care, la momentul respectiv, ei dețin prostiunile
Da. Așa. Dumneavoastră în interior, și discuția asta trebuia să o aveți cu președintele. Este bine că ați venit și aici pentru că dumneavoastră ați venit cu niște probleme, fiind cetățenii comune de gest, problemele noastre sunt și ale noastre, ca și primării. Dar lucrurile trebuie să rezolvate legal și corect. Ca să poți să primăria, și mă uit aici la domnul secretar, că este omul care stăpânește chestiile juridice. Eu vă înțeleg foarte bine. Am simțit și eu că acolo ar fi niște chestii care nu sunt tocmai la locul lor. Nu vreau să vorbesc mai mult, că nu știu prea mult și nici vă acum, după cum am spus, nici nu mă interesează prea mult. Pentru că acolo dumneavoastră trebuie să vă așezați drumul. Inclusiv în instanță, dacă dumneavoastră ați fost neîndreptățiți, și asta vă spun cu cea mai mare responsabilitate, ați simțit că cineva nu și-a făcut treaba acolo. Mergeți în instanță, primul pas care puteți să faci. Putem noi lua o decizie. Iar, păi, pot. I-am și unul de treaba asta, așa, am înțeles. Ați înțeles ce v-am spus. Da. Eu am o putere limitată. Eu nu pot să vin în societatea dumneavoastră, dacă aveți o societate, și să mă implic ca și primar. Nu, fiecare își rezolvă problemele acolo. Dar cum? Iar în momentul când a apărut chestiile astea, eu o să am o discuție cu angajații care știu și răspund de acele contracte, li controlez și am să merg și eu în instanță pe cale legală, ca și pentru că nici noi nu ne-am recuperat sumele. Deci primăria comunei există. Iar problema cu împărțitul, cu suprafețele care o să vi se dea sau o să vi se ia din cadrul asociației, nu mai este problema noastră. Eu vorbesc până într-un punct și de acolo mă pot opri pentru că nu mai depinde de mine. Dar ceea ce se întâmplă nu este corect pentru dumneavoastră. Nu este corect și eu o simt și vă spun că nu este corect. Vă spun, este și probleme, fiindcă asociația a pus o sumă de bani în cont, au fost niște sesizări și s-au blocat de conturile. Nu știm cum așa controla, dar nu știu, ce vă spun. Domnul incompetența, așa s-au ajuns, ca să știți. Da, nu știu cum... Domnul incompetența lor care o are. Și vin banii de atâtea unde se vă spun. Nu este mai bine să vă spun, ca și corect. Dar eu cred că e măsură și domnul Costea de ținut toată și el e măsură să mai țină și dânsul ceva, că el știe foarte bine despre ce. De asta vrea, nu chiar vroia să zică ce. Dar nu știi problema noastră. Nu știi. Dar o trebuie. Nu știu foarte bine. Asociația are un contract făcut cu primăria. Acum nu și-a făcut dat la primărie. Este un motiv de a rezilia contractul. De ce ține oamenii ăștia așa? Și nu rezolvă problema. Eu, de exemplu, în fiecare acasă sunt și la asociație, oameni știu. Da. În fiecare primăvară mă prezint în Consiliul Local și prezint bilanțul de bugetul de venituri și cheltuieli și ce voi face în anul următor. Primăria Livez, deci asociația din Primăria Livez, a cărei președinte a fost fostul primar și numai el știe că el a răstogolit pe toate, a luat bani pe asociație și a făcut ce a vrut cu ei. Da. În primul an le-a dat la oameni ăștia, acum un an, acum le-a dat al pământ, la cum le-a luat că a vrut el să ia la bani. Dar să știți că asociația este condusă de adunare generală. Nu pot să iei o hotărâre dacă oamenii nu practic sau nu sunt de acord cu ce se întâmplă. Bun. Dumneavoastră, ca și executiv, ar fi trebuit să luați măsuri, să-i rezilieți contractul, să-l chemați asociația în Consiliul Local și prin motiv că nu și-a plătit datoriile, să-i rezilieți contractul și următorul an, nici acum mai târziu, să încercăm să rezolvăm problema oamenilor. Altfel, dacă tot îi spunem vorbe, atâta, deci este contract, contractul nu este respectat, nu rezilieți doamne. Vă spun că trece mai zic, vă spun că spuneți la urmă, vă spun că nu da mânii, nu se poate. Domnul Costea a punctat ceva, eu vreau să-i răspund domnul Costea. Da, vreau. Domnul Costea, având experiența cu asta, da. Iată în care vinești. Domnul Costea, vă rog. Dumneavoastră, în cadrul asociației, unde vă intră banii? În cadrul asociației. La asociații la noi. Nu, fratul, e o problemă aici. E o problemă. Dar aș face o istorie, dar nu vrea să fac bârfă. Dar am să mă refer la doar la cazul băieților. Acum 2 ani de zile, asociația a împărțit către ei. Le-a subcontractat. Le-a subcontractat.
da. Pentru că legea spunea în următor. Poți să te beneficiezi de subvenții pe termen, dar trebuie să, pentru ca, ca și crescător de animale, dar trebuie să fii asociat. Așa spune legislația. Și ei de la asociație ce-a făcut? Am împărțit teren la teren și au bani. Da. Ce s-a dat? La un moment dat, asociația, nu știu cum i-a îmbărnicat băieții de prin crescători de animale, bă, nu mai plătesc la asta, că nu duc la asociația de voi. I-au șantajat. Și-au dat asociația cu datorie. Nu toți, nu toți. Sunt trei persoane care iau bani cu contul lor. Și proștii, prostimea, iau bani. Asta ce-a domnul? Tu, unul, domnul, se duce. Nu mă vă spun eu. Da, 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 da. Dacă mergem la m-am bătut și am putut să-mi dau la mare, la acești oameni care viți. Da, este corect. Și-au luat 3 ani de ziua. 2 ani. Din care vă vizionă și de ales din ei tot. Am bătea proces, am toată documentația, care am acasă, cu proces verbal, cu toate îndatorite fiecărui membru. Aveau și datorii. Nu numai ția bani. Dar de ce s-a gândat? Ia uitați! Doamne, credeți că aici suntem la... Și-au auzut la o datorie, nu trebuie să vorbim prea. Dacă ai fost consilier, de ce n-ai înșelință? Uitați-vă, vă spun lucru, dacă ai fost. Uitați-vă! De ce nu ai știu? Ai fost consilier, de ce n-ai fost consilier? Domnule, mă lăsați să vorbim. Ei, ce te mai știi mai dat? Ești bun și rău. Ce te mai dat? Domnule, domnule, ce te mai dat aici? Domnule! Eu nu mă las să vorbim. Ce te mai dat? Deci am fost vicepreședinte. Președintele asociației, am luat cum s-au împărțit contractul. Aveau obligații de a-și plăti cotizația anuală, care nu și-au putut niciunul. Eu vă spun sigur. Ce nu plătim? Ei nu știu, n-au plătit, treaba lor nu mă interesează. Eu nu, ei treaba lor nu știu ce-au făcut ei. Eu nu știu ce-au făcut ei. Este, nu este treaba mea, banii se dau în asociație. Domnul director, haideți în voce. Dau în asociație, nu se dau unde vrea și cum vrea. Au înțeles oamenii că au dreptul și au plătit la primărie, au dat, niciodată nu s-au făcut. Un echivalent corect ca să poată să funcționeze asociația. Asociația care funcționează cu aia. Și la un moment dat să-ți facă... Și s-au dus datorii și s-au ajutat acasă. În cazul ăsta când am dus la oameni, am procese verbale. Le-am spus toți, membrii au făcut să... Realizările. Domnul ăla, unul țipă că ea de vreo tău ușa așa. Nu dacă nu avem răbdare, că s-a venit să ajungă el. De ce îți minte ne-am făcut consiliul? Că avem cu tău. Poate pe locul. Așa, ei nu și-au plătit. Am ajuns am făcut o adunare generală, s-a hotărât tot, ca să dea fiecare să achităm datoria că datoria trebuia achitat. Câte 200 lei în funcție de hectare care le aveau fiecare. Ce s-au gândit oamenii? Că trebuie să plătesc nimic ei. S-au dus la oameni Ficioni Crăciun din nou. E ceva de dovada, că am dovada. Da, știu eu. Clar, că așa v-am arătat unul dovada. La oameni din nou că e apă. Nu s-au dus și ce-a făcut, nu-i interesa. Trebuia să nu mai plătească de mână. Pe mine m-au scos, au făcut ce au făcut. Au zis că e șefii comunii. Eu m-am dus în instanță. Mi-am câștigat de prin instanță. Am venit cu hotărârea de instanță și mi-am văzut treaba de treaba mea. Atunci oamenii au semnat pentru acel pământ să-l cadrul asociației. Acum pământul lor, care a fost, bineînțeles că a fost la fiecare, este în cadrul asociației, unde asociația și-a luat obligația că va plăti toate datorile din urmă. Nu te-a văzut, nu mai este din asociația. Da, eu sunt, dar eu am câștigat și-a dreptul în instanță cu ceea ce au făcut ei. Ce au făcut? Ce n-am ce treabă cu nimeni? Eu mi-am câștigat instanță cu ceea ce am făcut. Ei au venit,
Noi, este motiv. Ia ascultați, noi v-am
cunosc, dumneavoastră ați venit aici și v-am acceptat aici, da, care noi nu trebuia, pentru că sunteți într-o asociație și trebuia să fie privat, o societate privată. Da. Nu faceți. Problema noastră ca și instituții este să recuperăm bani. Să recuperăm bani. Da, nu recuperăm bani. Nu mă interesează cum vin sub bani. Să recuperați bani, bani, să spun de atâtea luni și nu au venit la primărie. Asta trebuie să faci. Eu vă înțeleg, hai să mă spun. Cum vin sub bani? Nu-i normal. Dacă APIA ia banii, cum spune domnul, există un motiv pentru ce le ia și îți răspundă președintele ce casă. Băi, nici nu ia banii, nu noi! Vrea să aduci și domnul președinte. Dar nu, nu, nu! Domnul președinte, suntem a comunii, ia președinte, că a făcut un contract, a făcut problema lui. Când am nu respectă, domnul Rusio, i-a pus nou, toți consilieri, cu premierul ăsta, care a fost. Ne-au pus la primărie, la domnul Dan, ne-au pus acolo cât avem de plătit. Da. Și tu nu ne-am spus, e care cât avem de plătit? Și-au plătit. Nu ne-am plătit. Băi, nu am plătit asociația. Asociația nu a dat drepturile. Nu am dat asociația. Domnul secretar, cum funcționează o firmă? Ai și dreptul, ai și obligație. Ai și obligație. Am plătit asta. Doamne, să ne arătă o chitație la pandemia. Este un singur bani mare care a plătit că ne-am dat bani înapoi și am dus în altă parte. Este unul Ardeleanu și unul Cucu de la Prăjoaia care au dat. Am trebuit să-i dau bani la oameni înapoi, fiindcă și-au ales altă conducere. Așa trebuia procedat. Atunci, chitanța, asociația, ce plătea și își vedea datoriile. Nu! Au făcut ce-o plecat. Au făcut ce-o de aia. Dar dacă eu conspicii președinte de asociație, de ce și-o altă reșimă? Păi cât a fost o mie spune? Ia să-l întrebăm domnul Coate. E de ce s-a făcut ceva, că nu s-o facă ce ea. El un singur dat și l-a curățat. El vrea bani? Hai să fie mai aici.
că există o asociație care este foarte important ce fac oamenii ăștia pentru economia națională. Este foarte important. Au președinte ales de domnile lor. Cum le vede? Dar se înțelege că președintele care a fost ăsta, nu și-a făcut datoria, nu a respectat legea. Și-a mai înțeles din ce ați vorbit dumneavoastră aici la Landau, că a fost și un sumă de 4 miliarde 300 de milioane care nu știm de unde a ajuns. Sunt în condom. Liniște! Am spus, nu vorbește nimeni. Nu știu. Va trebui să vă întâlniți domnii voastre, asociația, cu președintele sau președinții, neapărat, să vedeți unde sunt banii, dacă s-au încasat, cât s-au încasat și de ce nu s-au împărțit pe toate persoanele respective. În ce privește banii, în ce privește suprafețele care primăria le-a acordat asociației, suprafețele, nu se poate duce fiecare cu compasul și așa cum vrește. Nu! Toată comisia, cu președinte și cu ultimul asociat, merge acolo pe deal și își hotărăște. Deci problema dumneavoastră este acută, vine primăvara acum, va trebui scoase vitile la pășunat și nu știm ce avem. Deci, dumneavoastră, vă rog eu, vă propun, nu sunt membru asociației, întruniți-vă cu președinte, convocați-vă, stabiliți câți bani, câtă suprafață le vine fiecare, așa se vă va problema. În cazul în care dumneavoastră nu sunteți mulțumiți de președintele care a ales, îl puteți înlocui. Și dacă nu vrea să rezolve problema bănească frățește, îl puteți da la poliție și la procurație. Deci, vă rog frumos, pentru că discuția asta ar putea să fie din sacră și nu înțelege nimeni nimic. Asta e din urmă, domnul Brunze. Noi vrem din 2020. Ce urmă rezolvăm? Stați în instanță. Un vreau să noi vrem de acum. Poate n-aș vrea să vrem la doamna de la eu vă cred pe fiecare. Fiecare are dorere. Nu am și nu poate n-aș vrea să acolo. Dar asta am vrea și noi. Dar nu mă dat din. Mă dat consiliul lor. Noi nu mai intrăm. Nu ce nu domnul ăsta. Nu. E consiliul care a format. Care a format asociația. Director. Toată lumea de mici, toată lumea de dreptate, cum să înțelegi, și stea la masă, corect, să asculte fiecare, legal, cum putem să rezolvăm legal, nu prin legătură. Hai să... Așa nu se face, mă prin legătură. Să concluzionăm și să zic. Eu am înțeles. Situația. Nu se face a voastră. Ați venit aici cu niște lucruri care mi se poate fi destul de grav. Ceea ce înseamnă încasarea din niște sume, care de fapt nu au ajuns. Vreau să spuneți că nu au ajuns unde trebuia. Așa e, domnul. Domnul Pinaș, a trebuit să vă contradic. Sumele nu se dau lor, din crescători de animale, se dau dacă au făcut lucrări. Nu, nu am mirajul să vorbiți o prostie gravă. De nu se dau la oameni. Legea nu e devenit așa ceva. Domnul Pinaș, legea nu e devenit așa ceva. Se apucată în urma de lucrări. Domnul, domnul, că încep banii. Dar el nu plătește și trebuie să facă treaba. Să
asta ține de comuna Livez, mai avem încă crescători de animale și trebuie să-i respectăm. Respectăm, nu? Problema este următor. Consiliul local a atribuit prin vot pășunea către această asociație din care deja am ocupat. Primul lucru care trebuie făcut este ca să tragem la răspundere asociația dacă și-a plecat și-a plecat, pentru că avem un contract. Oamenii, eu nu știu ce se întâmplă și ce s-a discutat la asociație, dar vreau să vă spun așa, nu trebuie să vă supărați pe mine. Banii nu-i dă asociația nimănui individual decât dacă efectuează niște lucrări. Dacă dumitare domnul Ardeleanu, ți s-a repartizat o anumită suprafață de teren și ai făcut lucrări, asociația îți plătește lucrările. Dar nu se poate da bani de mână pur și simplu că ești asociat. Aceeași treabă mi s-a întâmplat și mie la Berzun, să știți. Eu la Berzun, de exemplu, lucrez cu toată comuna. Noi n-am fost așa cum spune. Asta e așa. Dar deci nu puteați... Cum am ajuns aici? Cum ați ajuns? Păi datorită celor care v-au condus și-au râs de dumneavoastră. V-au bulversat în așa fel și-au condus de dumneavoastră. Un an v-o dat, un an nu v-o dat. Ce-au făcut dumneavoastră? Vă trebuie să fiați în ședința Consiliului Local. Asociația asta care e făcută cu membrii fondatori, a cui este? Este a membrilor... Să facem pentru că de-aia s-a
spus ce ne dați Suntem toți aici și sunteți adunați toți, avea majoritatea asociațiilor care sunteți aici tot. Și noi n-am înțeles nimic. Noi, ca și instituții, trebuie să recuperim banii de la asociații. Da, dar nu putem la dumneavoastră, indiv. Noi n-am treabă cu dumneavoastră. Nu putem. Nu putem. Corect, dar noi suntem acuzați. Trebuie să vă spuneți cu domnul președinte de asociații. Ori dacă nu trebuie dat jos, emiți domnul președinte de asociații. Domnul președinte de asociații, când am întrunim să fim într-o ședință. Nu poate că așa, 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 cum vă spune, haideți să vă vorbim cu el. Nu ăștia care nu sunt așa, haideți să vă vorbim cu el. Cu taxe, cu plătit la primărie, ce-o plătit domnul? Care au plătit autorității, deci sunt și-au calculat. Ascultați-mă, să dați-mă!
O secundă, vreau. De ce? Totuși să pună ceva care nu e cu tine. De ce membru asociat? În fond, cui a plătit el exact? Aici e problema. Aici e problema. Deci, tot ce se întâmplă aici, se întâmplă de faptul că ești președinte sau conducerea asociației, nu și-au plătit redevența la primărie. Deci, pentru că nu și-au plătit la timp, au creat compensare. Membru asociat nu plătește redevențe independente de suprafață. N-ar ce treabă. Asociația a trimis fel și fel de înștiințări cu datoriile lor care nu și-au obținut nici primul. Asociația e datoare din cauza lor. Din marea din cauza lor au blocat. Dar actuală, din Lucoașul de Prezăvan este blocat. Din sesizările lor, ai iure. Din Lucoașul se sfârșoară activitate din cauza lor. Fiindcă acești oameni sunt excluși, nu se poate lucra cu acești oameni. APIA nu plătește către asociație, dar asociația nu-și face datoria. Datoria? Da. Banii e pentru domnul asociației. Acești oameni mai departe. Mai departe. Oamenii, după cum vă ce bani? Pentru ce să ne dea bani? Banii nu se ia pe animale, pentru că nu-i dea bani. Se ia pe pășune. El nu poate să ia bani dacă nu desfășoară activități. Nu poți să-ți dau un parc, nu o să-l dă ce, o să-l moași comunală, numai dacă desfășoară activități. Acum, să-mi fie cu iertare, izlavul comunal de la Livezi, este de râs. N-am văzut o suprafață de izlaz curată. Băi, nu vă supărați. Eu am probleme la Berlin, la asociație, lucrez cu oamenii. Dar este incomparabil ce se întâmplă la Berlin și la Livezi aici. Să vă spun de ce, domnule. Au de cauza oamenilor. Acești oameni au luat de 3 ani banii, n-au curățat nimica, au ajuns izlaz, nu au ajuns. Anul trecut au fost repartizați fiecare. Dacă nu e apă, să-i facă poți, adică pe program și tot bine, știi nu. Că nu-i cu aici, nu știu. Deci, când sunt
afară, are casă și v-a spus că le-am identificat, am trimis oamenii, ei mă duc la proiect. Și automat se oprește sistemul ca să poată să lucreze, poate să lucreze. Dar din ce știu eu, astăzi, așa trebuie să mă gândesc, dar la sistem trebuie să mă gândesc. Astăzi a fost, presiune. Deci astăzi ați avut. Ei, au fost lucrurile. Brătescu de acolo, prin pericol, în curba aia, acolo în satul Ives, da? Copiii țesă chiar în fața mașinii mele. Doamne, ferește bine că nu sunt prea nimic. Așa că fii de viteză aia, iurea, nici vizibilitatea nu-i bună. De ce nu se face la Ionuț Bau, la copla Laza, pe acolo? Păi da, face treaba ca și să văd. Domnul director este aici, ei fac stații la copii, ei stabilesc și domnul director, dacă... Și totuși vreau să-i aduc o laudă domnului. Când găsea copilul pe drum, îl lua. Aici o lăsa mămica cu ochii mei, o lăsa mămica cu copilașul în brațe și cu cel din mână, da? Și a trecut mașina mai departe. Este foarte greu. Cine mâncă? Șoferii de chiar în mașină. De care mașină nu sunt în ce jufe? Chiar merge pe divers. Avem șoferi în gardata primării. Dar care face cu viață? Deci nu e ok pentru ca om, pentru că mașina este a școlii și trânge tot copilul chiar când vin la stația. Adică nu, nu fiu un fanul ăla cum să spui pe stație, nu? Vă gândește așa, nu? Zic eu cu mine, ca mamă. Dar domnul director, știți unde sunt? Dar dacă vedeți domnul director, sunt sigur că o să începe să vă arăt ce zic. Da, vedeți. Ok, dați-mi fac acum incident ceva, e bine. Da, e bine, e bine. Da, exact, copiii țesc. Nu știu. Și scurt acum. Nu vedea la voi, la atragi mașina bine. Nu, nu știu. Și au doi apropunde ca v-aș ruga și cu asta închei. Este acolo la Dileaga, deci la Dileaga Ioan, da? Este în partea asta la către Telemeci. Dându-i din altă tensiune. Urba este destul de mare. N-ar fi bine să punești Dalia peste șanțul ăla, peste canalizarea. Acolo e canalizare. Canalizare sau șanț? Șanț, canalizare, nu știu, corect. Așa, să pune ceva. În casă se întâlnește și două mașini. Una se poate trage totul de volan mai bine decât să merg pe o margine, să am șansă să mă rabatez sau să se văd stâncă. E foarte periculos acolo, vă spun. Așa trebuie să desăm proiectul. Deci, drumul ăla este făcut și șanțul ăla este lăsat așa pentru că este bază cu proiect. Noi nu putem interveni la lucrările de capăsană sau de cheia cu mai multe drumuri. Pentru că, făcând o modificare, noi avem și o frumos pe drum pe o chestie de rutieră în care s-a intervenit, cere reclamatul că s-a intervenit pe lucrările, s-a bătut de la proiect. Eu vă înțeleg care este, dar proiectantul a făcut în zona respectivă, lăsând suprafața de drum stabilită de ei, adică nu putem urca stâmp și dacă ai 30 de metri pe mai stâmp, vorbind pe lucruri așa. Stâmpul e așa și am ieșit din... Dar o să vedem care este soluția, că nici nu putem să fundăm șanțul, să vedem dacă putem interveni, să schimbăm, să schimbăm ceea ce este trecut în proiect. Încoace, la tal de liberi, sau nu mai știu cum îi mai zice acolo, și aproape un pricol de ăștia, așa a fost în proiect. Deci sunt șanțuri, ați observat, șanțuri casetate, șarecole betonate și șanțuri din pământ. Da. Deci sunt zone, așa a fost în proiect. Nu este nimic. Când mai intervenim sau îmbunătățim sau să găsim o cale să mai lărgim un pic, dar vedem unde putem aparte de la proiect. Este o întrebare, o întrebare care a spus-o foarte bine. Dar trebuie să ne înțelegem că nu putem ieși din un lucru. Dacă am pus Dali și s-a întâmplat ceva, de ce ai pus Dali? Pentru că dacă nu era Dali, nu făcea. Sau dacă ai luat Dala și omul s-a dus acolo și a sesizat sau el știe că în zona respectivă trebuia să fie așa în proiect și s-a întâmplat de nu s-a găsit ce a fost în proiect, iar și problema unde stați. Vreau în stați, la vine ți-o luat proiect, domnul, de ce ai pus așa? Ce ți-o spus? Ești mai deștept ca proiect? Am pus. Nu pot. Cu cât ați ascupat, cu atâta n-am mai Haideți că supărătoare și foarte bine, este foarte bine că vă aflați aici. Conducerea Comunei Livez și Consiliul Local Livez. Vedeți că acum avem un proiect de, pe ordinea de zi, da. Care tot despre problemele astea. Da. Am rugămintea să fim și noi mai atenți. Când degeaba veniți și îmi spuneți, eu pot să fac pe hârtie. Astea țin de educația noastră. Și încet, încet o să vorbim cu omul. Dacă ai văzut cu odată, el a luat-o, a ieșit din magazin, a aruncat hârtie. Sau a ieșit
la roabă. S-a dus timpurile alea. Acum sunt serviciile astea de salubrizare care ne... Ne vine în fața voastră. Noi luăm material. Îl ia mai mult, încă mai știu. Dar vine și îl ia. Închipuiți-vă dumneavoastră dacă noi n-aveam serviciul de salubrizare în comună, ca cum ar putea să arate comuna asta? Sute de tone ducem la Bacău. Și nu vă mai spun ce sunt aruncate. Bine, știu. Dar mai ține și de educația noastră. Da. Și bine noi când vedem, băi, nu-i frumos. Eu te răzi. Are asfalt în fața porții. Vezi șanțul? Eu n-am asfalt, nu am șanț. Păi tu nu-ți faci curățenie în fața șanțului, în fața porții tale. Vine și spune că, domnule, știți, unde vine la și mă rog în fața mea. Cum să fie la mine? Eu trăiesc și acolo, mă duc și în comuna lui. Cum să vine la asta cu noi în fața toți? În primul rând, la un om care trebuie cum să vii să-mi răstori roapă la mine. Dar se întâmplă și lucrurile aia. Dar e bun așa. Sau mai vin doi aia. Vreau să fac pe aia de la 416. Ca oameni să facă. Dar nu pot să-l fac. Adică îl folosesc și la aia asta. Pot să-l folosesc numai într-un locul să-l dau. Să-i mături lui în față că vrea el și el să-și arupă. Aici sunt lucruri de educație. Și ne întâlnim zi de zi cu aceste probleme. Eu sper că în viitoare, așa când ne mai revenim și voi, să fim un pic de-a prieteni pe ori de probleme. Să rămână și mă purcați de nici. Așa se vine într-o ședință cu problema, ați văzut și s-o organizat. Foarte frumos, dăm răspunsul că sunt soluții. Foarte frumos, vă mulțumesc că... Ca să încheiem capitolul de verse, de scurt. Domnule consilier, domnule președinte, domnule consilier, trebuie să informez Consiliul Local. Primăria deja este în termen. Și m-aș adresa expres de Gazonești să respecte legea 123/2012 cu modificările publicate în buletinul oficial în 2019. În sensul că racordările la rețeaua de gaz metan sunt gratuite față de noi. Iar legea prevede că Delgaz trebuie să facă toate lucrările care sunt pe terenul public. Până la gardul cetățeanului, de la gard până în casă îl răspunde cetățeanul, pe bază de proiect, trebuie să le facă Delgaz cu țeavă, cu manoperă, în mod gratuit, din încasările care le fac domniile lor de la gaze naturale. Problema este că la Leves, Delgaz Onești și-a permis să încaseze un număr de 25 de gospodării la care au încasat taxe de branșare. Că în legea spune că sunt gratuite. Avem aici, eu m-am adresat ANRE București, având în vedere că eu sunt cel care am inițiat dosarul de gaze naturale în Leveți, de la aici, are peste 150 de foi. Și am cerut explicații. ANRE ne-a trimis răspunsul. Care arată că, într-adevăr, branșările sunt gratuite. Acum 3 zile a ieșit pe postul de televiziune Antena 3, pentru că eu am dat un telefon la secretariatul primului ministru. Mi-a răspuns un domn, i-am spus care e problema, nu ne putem raporta, avem rețea cu apusul. Din 23 de ani mechineți avem gaze în casă și acum când avem gaze nu putem să ne raportăm din cauza taxelor care sunt ilegală. Și ne-a răspuns și a ieșit pe postul de televiziune ministrul actual a cabinetului Orban, ministrul liberal, și a spus pe Antena 3 branșările sunt gratuite în rețelele de alimentare cu gaze. Acum 3-4 zile am depus la Onești, la Delgaz, acest document despre care îi informasem o săptămână mai devreme când m-am adresat și au spus să ne aduc să vedem rezultatul. L-am depus.
domnile lor s-au uitat la el, l-au certit, l-au sinuit, au dat la el. La urmă, ca să vin fondicul, au zis că nu-i doamna adresor aici. Dar nu mi-au dat număr de înregistrare, ca să poată să o rupă, da? Că ce, că la nivel sunt și proști, nu? El îi poate lua aparatul. Atunci eu am venit acasă și am transmis, am trimis poștal recomandată cu ADE aceste activități recomandate. Nu mi-a răspuns încă. Plus de asta au fost foarte rugați cu noi. Da, domnul Papa era în casă cu mine. Nu ne-a primit poți frumos, confirmă domnul viceprimar, dar asta nu ne deranjează. Eu fac un apel prin intermediul televiziunii și să știe toată lumea că au acest drept a fi acordați, pentru că România, platforma continentală, are peste 270 de miliarde de metri cub de gaz metan și poate pe 50 de ani asigura căldura în toată țara. Chiar directorul general Chiriță spune că, din păcate, în România numai 20% din cetățenii României folosesc gazul. Restul arde în pădurile. Facem de nu mai avem niciun fel de... Așa. Deci, rog, prin această intervenție de gaz, să ne răspundă, iar cele taxe încasate ilegal, așa cum am scris în documentul transmis, au dreptul. Ori să restituie banii la cei care au încasat peste lege, ori să le dea gaze naturale. Mulțumesc, domnule președinte, și așteptăm răspunsul. O întrebare a domnului, dacă te rugeți. Domnule Marcu, domnul Mungu spune o chestiune care și nu pe mine m-a rugat. Deja eu am dat până acum vreo 2400 ca să mă leg acasă. Doamne, ce spune proiectul din gaze? Plătim sau nu plătim gaze? Că eram cu ăsta în acordul. Pentru că sunt unii cetățeni care spun că nu trebuie plătit. Probabil că au informații din alte spuse, dar dumneavoastră, conform contractului, plătim sau nu plătim ca racordare? Spuneți-o oficial dumneavoastră. Imediat. Pe proiectul de gaze cuprinde și racordul. Nu. Deci înseamnă că noi plătim? Stați un pic. Dați-mi un răspuns. Domnul coleg. Legea veche... Dar spuneți. Și să primim un răspuns, dar nu răspuns cu zvostru dacă plătesc omul. Mă trebuie să vorbim cu... Deci înseamnă că dumneavoastră am treptat de când spune că noi nu trebuie să plătim racordul. Domnul... Primăria Livezi s-a ocupat să a dus proiectul la capătul gazei. De aici încolo a apărut problema cu branșele. Sunteți în branșă? Bun. Care s-au branșat, da? Sunt cetățeni care s-au branșat, deci am merg pe gaz. Cred că sunt mai mult de 25 de case care sunt branșate în momentul când vorbim acum. Deci de ce știu și știu bine ce vă spun. Peste 25 de case care sunt branșate cu... Domnul consilier Lungu și cu mine, în baza legii, am făcut sesizarea. Mai așteptăm acolo, nu putem spune nici așa, nici așa. Și așteptăm răspunsul negru pe ea. ANRE-ul a venit cu un răspuns, îl în prima fază, îl dă că avem dreptate, la urmă o dă ambigu, așa că extindere. Domnul primar, să nu faci o confuzie. Da. Acolo unde spuneți dumneavoastră, ultimul fragment se referă la extindere, nu la branșere. Ok. Bun, perfect. Și un lucru, ca să nu mai iau cuvântul de nou, avem hotărâri din Consiliu care nu au fost luate în considerație. Gaze naturale în toate satele comune Livezi, la aici. Da, așa este. Așa? Și atunci? A avut un proiect? Proiectul cu toate 6 satele, eu l-am văzut acum. Așa este. Și bun, de ce s-a renunțat? Numai că domnul fost primar, care își mai pierde timp la primărie, a renunțat la proiectul ăla care avea să desfășoare toată comuna Livezi, da. Căci proiectul de gaz se întâlnea exact pe... Exact cât de apă, am avut 38 km de apă, trebuia să avem 38 km de gaze naturale. A renunțat ca să-și ia comisiuni, urcă cineva, n-a zis la lume, a întins gazul, a luat de bază conducă de la biserică, de la Borcea, până la Bălăneasă, la drumul care merge în sat, și uite așa am păcut comuna de un proiect unde s-a încătuit foarte mulți bani. Să dea socoteală domnul George Crăciun, care acum nu mai este primar, de ce a renunțat la proiectul de gaze din care putea fi alimentat toată comuna Livezi? Nu se vede să ne spune că ce a făcut, el n-a făcut nimica și a bătut un șoc din banul public. Să dea socoteală în fața lui, deci nu avem noi gaze toți acum. Cu toată lumea și-ar pune gaze. Iar dacă ar fi să mă încălzesc de la casă, m-ar costa ajuns de 2-3 mii de lei. 2-300 lei cum ar veni acum după banii noi. Da, domnul, da. Deci așa stau lucrurile.
direcția care a făcut-o fostul primar să se vede acum în rândul oamenilor nemulțumiți din comuna asta. Și aș putea spune și mai multe lucruri. Vezi apa care ne-a luat până sfârșit, dar iese pe Facebook și se laudă în fiecare zi. De ce? De nerealizările dânsului. Eu nu știu dacă aș fi în locul lui, dar mi-ar avea bunul simț să mai iese în fața, nu să mai iese cum vrea să apă. Perfect. Domnul Costi. Din punctul de vedere, chiar să fie rușinul. Domnul Costi primar, domnul de Crăciun, a venit în 2008. Dar iată că actele sunt făcute încă în 1997. A găsit și bani, a găsit și proiecte, dar în loc să respecte măcar hotărârea Consiliului Local și pe cetățenii care l-au pus primar, a făcut numai pe trei sate. Oameni buni, noi nu avem de a ne răfui cu cineva. Ne cerem drepturile, având în vedere că suntem europeni și vă spun avantajul care l-a spus doamna Mihaela Stan și domnul Ien Nicu. Pe o lună de zile, domnia sa a plătit 207 lei căldura, în vreme ce aceleași camere, dați voi, aceleași camere cu lemne, era cel puțin o căruță care are 8 sau 10 mii de lei. Deci populația trebuie să se înțeleagă și să se raporteze, pentru că ei nu vor plăti decât cei ce le vine în curtea lor. Domnul consilier, ceea ce s-a întâmplat cu adresele care le-a făcut noi, le-a făcut împreună, da, front comun cu anchetul primării, consilier local Lungu, trecut în adresa așa este venită, către domnul care a... Bun, noi de aici încolo urmărim și facem demersul pentru a ne da un răspuns concret. Clar, domnule, branșamentele sunt gratuite sau nu sunt gratuite? Conform legii ar trebui să fie gratuite, iar la noi se întâmplă că le plătim. Dar ce se întâmplă cu cetățenii? Chiar vorbeam cu domnul consilier Sorociu. Domnule, eu plătesc când vreau să ajung acolo, dacă se întâmplă și eu un precedent, ne recuperăm sumele. Și s-o întâmplă și cu, cum îi zice, cu taxa din mediul la mașini. Au venit, numai se întâmplă un precedent. Unu. Și noi dacă reușim să facem chestia asta, persoanele care sunt branșate își vor recupera bază că legea e legii, iar restul care așa vor merge cu gratuități până la proprietate. Că așa e, spune. Iar în interior... Și vor avea proprietate. Oricum, noi mulțumim lui domnul pentru efortul depus, Nea Nicolae. Poftiți? Îți mulțumim pentru efortul depus pentru că ați muncit pentru proiectul respectiv. Domnul președinte, în calitate de consilier, da, din partea Partidului Național Liberal trebuie să umplăm după litera legii. Așa este. În ceea ce jurământul care l-am depus aici în favoarea lor, noi le respectăm. Aș fi de acord. Din ce am spus că e proiectul cu gaz? În 2007 s-a aprobat... 2007, da? 2007 am acasă documentul oficial de la Ion. Când s-a aprobat... Asta vrea să vă întrebi dumneavoastră. Da. Până... În octombrie a fost aprobat. Deci nu s-au băgat gazele? Cât au fost, frate, dumneavoastră? Nu s-au băgat momentul de primar pentru că dumneavoastră nu sunteți la punct cu nimica. De ce? Pentru că legislația română de la Revoluție în coa a suferit atâtea și atâtea modificări încât nu s-a putut. Asta este realitatea. Nu mai mă întrebați, asta este primărie. Deci datorită legislației s-a întârziat lucrările, s-a ajuns acum la un moment în care se pot băga gaze. Nu când a făcut Costea, că și Costea a făcut proiectul de gaze cu toată comuna Livezi. Asta este și concursul, interesul din Italia care a venit în Consiliu. Nu mai să nu ne încercăm acum. Este bine că... Într-adevăr, asta legislația n-a permis să se întâmple treaba asta. Serenos, n-a fost adus ca să se ia în fața domnului. A fost adus să fie instalat ca mers în casă. Păi și de ce o stat acolo? Păi întreabă-l pe mine. Vreau să vă spun, oricum îi mulțumesc domnul Lungu, nu vă
mulțumesc tuturor consilierilor că am fost de acord și am făcut ce am făcut pentru comuna asta și aș dori în continuare ca să mai facem să prelungim și conducta de gaz Bălăneasa ori și acum mai e nevoie. Înțeleg? Că dacă începe cu scandal și că tu n-ai făcut, frate, n-ai făcut, că nimeni n-a făcut nimic pentru cetățenii comuni. Domnul Vice, înțeleg? Dumneavoastră vă faceți sau doi ani cetățean al comune și din gospodar. Înțeleg că noi nu avem drumuri în comune să devaide steaua noastră, nu avem nici balat prin sat, prin Bălăneasa, prin Valea Rea, prin Libet. Și dumneavoastră din viceprimar de-a ta un mandat, să termin mandat, dar să fac nimic. Așa stați la bancă. Cum ați fost lipsă, cum ați fost lipsă până acum în mandat ăsta, să stați de acum încolo. Înțeleg că e corect. Eu am făcut foarte multe lucruri bune, ca să știți. V-am adus la curent cu toate problemele comune, dar dumneavoastră asta ați spus. Pe o masă, pe masă, nu mă faceți, nu mi-aruncați mingea ca să nu scot. Le-am adus că dumneavoastră sunteți gospodarul comun și trebuie să faceți. Eu nu i-am cerut primarului, că nu mă interesează ce face primarul. Primarul are alte obligații și atribuții. Dumneavoastră, ca și dreptul dumneavoastră de gospodar al comunei, că a fost și în pagina la viceprimar, dar măcar să mișcați, dumneavoastră nu faceți nimic. Stați cu mâna și criticați. Pe Facebook, pe acolo, pe acolo, nu. Eu zic în live, tot, la toți cetățenii. Nu, vreți să facem treabă împreună. Că e ultimul nostru mandat. Este ultimul nostru mandat. Nu să știi mâine dacă mai sunt consiliul la anul. Cu mulți dintre noi nu o să mai fim. Poate o să mai fim, poate pe alții primari, alții vici. Dar vă zic un singur lucru. Suntem aici pentru să respectăm cetățenii, să aducem un plus comune. Dar dacă noi nici iertăm că nu au făcut fratul, nu au făcut aia, dacă ăla nu au făcut, dacă ce-o nu au făcut, lăsăm domnul trecutul. Avem viitorul în față. Hai să lăsăm. Dacă nu să ne dăm de mis, nu mai candidăm pe funcții de consilier, primar, viceprimar, să mă acasă, domnule. Înțeleg? Oricum, eu cer scuze pentru tot mandatul care, dacă am criticat cineva, am criticat cu motiv. N-am criticat așa de capul. Dar asta e și regula. Dar asta e regula. Dar vorbim doar câte nouă mașinițe, mai aveți ce acolo. Da, în ultima ședință care vă mulțumesc, nu. Nu, 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 nu vă văd. Dar unii poate o să mai fii consilier, cu poate nu o să mai fii. E ceva corect, așa e corect. Dar să lăsăm un loc frumos, să într-adevăr să vadă că cine a făcut, mai bine ședința asta, cine a făcut treabă, mandatul respectiv sau patru ani, a făcut ceva, n-a stat degeaba. Cum a fost domnul Lungu, fericit, ia principiul pentru toată comuna, nu numai pentru mine, sau pentru tine, sau pentru oameni. Cam atât am văzut, domnul Surugiu, domnul Surugiu, un pic de liniște, vă rog. Așa, așa, trecem la treabă, pentru că avem și domnul director aici, care l-a ținut în bărbele noastre, aici nu trebuie. Spune domnul Lungu. Că la comisia noastră, la comisia de învățământ, da. Avem și o protecție socială. Avem și protecție, știu, știu. Ne punem, avem învățământul, sănătate, protecție socială, bă, bun. Ne gândim la un singur lucru. Avem 4 km jumate de gaz. Cu nedreptate, nedreptate de satele de dincolo. Bun. Da, da, da. Cum vii tu? Întreprindere mare, magnată de gaz, și ce taxe potriva lege la o pensionară care are pensie de cea aia nu va putea niciodată să raporteze. De cea care trăiește din ajutor social niciodată nu va putea plăti taxa. Pe cel care trăiește din alocația copiilor niciodată nu va putea. Și atunci ce face? Stă cu investiția, cu bazul meu și cu putem cumpla. Este o rușine ce se întâmplă în liberi. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule. Trecem la ultimea tehnică. Să avem domnul director, punctul 2, proiectul de revință actuale organizării de timp școlare, de învățământ de universitar, din Comuna Cetă de Cracovia, anul 2020-2021. Comisie de specialitate. Comisia numărul 2, favorabil. Comisia numărul 3, favorabil. Comisia numărul 3, favorabil, având în vedere că proiectul respectiv este făcut de domnul director, care este din poate că are ceva de spus. Sigur, domnule, vreau să ne spun ceva, ca să-i spunem și noi, avem și noi din multe să vă spun, dacă e să mă refer strict, îmi cer scuze, dar mă cam supără spatele și vorbesc de jos. Împreună cu membrii Consiliului de Administrație, noi am hotărât să mergem pe aceeași structură a rețelei școlare și am transmis către primărie, pentru că trebuia transmis la Inspectoratul Școlar un proiect de hotărâre în primă instanță, deci până la această hotărâre care se va lua acum, acest proiect care să cuprindă rețeaua școlară. Și am hotărât de comun acord cu membrii Consiliului de Administrație și
am înaintat către primărie, să mergem pe aceeași rețea școlară care a funcționat și până acum. Adică, școala gimnazială numărul Olivier să rămână ca unitate cu personalitate juridică, iar celelalte școli și grădinițe din satele comunei Lichez să funcționeze ca și structuri. Adică, la Orășa avem școala primară Orășa, care cuprinde și grădinița. În Lichez sat avem școala primară Lichez, care cuprinde și grădinița. La Bălăneasa, la șosea Bălăneasa numărul 1, avem școala primară cu tot cu grădiniță. În sat la Bălăneasa avem grădinița numărul 2, pentru că cu ani în urmă s-a desființat școala, pentru că au rămas copii foarte puțini și neavând un spațiu adecvat funcționării atât a școlii cât și a grădiniței într-o singură căsuță cu două camere, copiii beneficient și de faptul că avem dispozitive școlare, copiii pentru ciclu primar i-am adus la școala de la șosea din jos, iar acolo au rămas noua grădiniță. După cum știți, și acolo s-au făcut niște investiții și actualmente grădinița funcționează în condiții normale, corecte, avem și autorizații sanitare de funcționare. Așa, deci v-am spus, la numărul 1 Bărăneasa, la șosea, avem atât școală primară cât și grădiniță, la Prăjoaia, la fel, școală primară și grădiniță, la Scăriga, școală primară și grădiniță, iar la Poiana avem școala gimnazială Poiana, care cuprinde grădiniță, ciclu primar și ciclul gimnazial. Ciclul gimnazial, bănuiesc că anul ăsta, sigur, îl avem și la anul, aici, nu știu, cred că știți, am fost împreună cu domnul primar la prefectură și de la prefectură la inspectoratul școlar și deocamdată am obținut aviz de funcționare și anul școlar viitor pentru partea de gimnaziu la școala Poiana. Peste 2 ani nu se știe ce va fi, pentru că nu știm ce populație școlară vom avea. Vreau să vă spun că mai am făcut niște eforturi la cheltuielile materiale, de la cheltuielile materiale din finanțarea de bază și am susținut transportul copiilor și din satul Albele, pentru că părinții au solicitat să înscrie copiii la școală la noi. În felul ăsta am avut un surplus de copii la școala Poiana și s-a facilitat funcționarea școlii. Ce va fi peste 2 ani? Deci, deocamdată avem aprobat așa în structura în care v-am prezentat-o eu dumneavoastră. Peste 2 ani vom vedea exact cu ce material lucrăm. Adică cu ce copii vom lucra. Eu mulțumesc domnului primar că ne-a susținut și a mers la prefectură și a susținut cauza funcționării școlii. Făcând parte din comisia de învățământ și cultură, nu știu colegii mei, dar mai merg în vizite la școli sau nu mai merg. Pot să aduc niște critici la adresa școlii din Bălăneasa cu grupul sanitar care e foarte dezordonat. Știți foarte bine despre ce este vorba. Da, acolo trebuie făcute niște investiții. Și reparații. Nu e vorba de investiții, e vorba de reparații. Reparații capitale. Pentru că școala respectivă a fost nouă, de cum știm noi. Da. Așa, da. Și păcat de ea, pentru că se deteriorează, lăsându-o, pur și simplu m-a... Da, da, eu vă cred și știu ce se întâmplă. Acolo avem o problemă. Și problema poate fi rezolvată dacă putem să facem investiția de conectare a școlii la rețeaua de gaz, să punem o centrală termică care se asigură și încălzirea grupului sanitar. Pentru că acolo, nu știu cum a fost greșeala, dar în primul rând proiectantul și executantul trebuia să știe sau să țină cont de niște legi elementare ale fizicii, că aerul cald urcă și aerul rece coboară. Iar grupul sanitar este făcut sub nivelul școlii, aproape la 2 metri. Adică
Nu vin nimic. De nivelul, de la nivelul unde e holul și clasele, s-a mers în jos, un metru jumate, doi, și s-a construit grupul sanitar. Tot timpul acolo la baie este frig și se face condens și este umezeat. Și din cauza asta a picat și o parte din gresie, din faianță. Reparăm tot timpul, pentru că fiind mediu umed, nu țin nici bateriile de la lavoare, de la chiuvetă. Sunt făcute din antimoniu, ele atrag umezeală, oxidează și pur și simplu se înrentează. Deci, e o problemă acolo. Noi dacă cum avem niște cereri de extindere rețelei de... Dacă gaz, mediul acolo devine un mediu uscat, atunci e altă situație. Cu asta, oportunitatea asta, avem putem să extindem și noi conducta de gaz, să facem niște cereri și pe extinderea... Oportunitatea, deci extinderea... Rețele de gaze naturale nu este o oportunitate, este o necesitate da, prioritară pentru mine ca și primarul Comunei de Vest și că văd că, și mă bucur aici că domnul consilier Lungu a stat lângă mine și tot am gândit-o cum să facem, cum să dăm, când se trimite de a spus domnul consilier, trimitem oficial pentru că noi suntem... Adică de liberare. Așa, cu anchetul primării, noi nu ne dăm după deci, mergem în cetățea, aia, să uite, ce nu ala de la liberi. Una e când ești un consilier local, un primar și faci o solicitare și una e. Și domnul Lungu a stat, am gândit-o noi cum trebuie. Mă bucur că are viziune la lucrurile astea și cred că este unul dintre consilierii care o sta ceva mai mult cu mine aici și mi-a chiar făcut plăcere fiecare dată când l-am avut la mă lângă mine. Exact aceeași problemă este și cu rețeaua școlară. Ați văzut că înainte de la ultimul cetățean care a pus o problemă, am venit la educație și educația înseamnă școală. Prioritatea pentru mine a fost și va fi în continuare școlile din Comuna Livezi. Cadrele didactice din Comuna Livezi trebuie să-și primească ceea ce ar trebui de la noi. Că degeaba domnul director vine și cere și eu închid ușa. Stai, că nu-i trebuie lui aia. Noi trebuie să facem eforturi, că nu e ușor. Vorbim de bani și domnul director înțelege și el. Eu trebuie să înțeleg și eu să vedem cum găsim soluțiile. Discuția a fost foarte corectă și în Consiliul de Administrație cu consilierii care aveam și toți membrii din acest lucru. Gândit pozitiv, se întâmplă lucruri pozitive. Gândit negativ și de a mișuntare, date în spate, lovituri și știu de așa e greu. Și vedeți că banii se obțin cum se obțin, din ce în ce o să fie mai greu cu banii obținuți de la asta și trebuie să căutăm soluții și să facem câte ceva care sunt prioritățile, dar cum v-am spus, gazul și școala pentru mine este o prioritate și drumurile. Dar avem, dacă ați urmărit, ați văzut că am pus în 6 comune în care avem 4 poduri luate pe situații de urgență, de județul Bacău. Suntem prin alea 6 și este un lucru bun pentru noi și pentru cetățenii comunii care se vor întâmpla. Aceste lucruri pe trebuie să adresă acum, trebuie să fie la finanțare, dar de acolo ce proiecte, nu poți să faci un pod, toate alea costă bani. Am văzut cum mai spun unii alții, că nu drăbălesc bani, prima dată veni spune că n-am investiții zero, după aia nu mai investiții zero, sunt dar scumpi, critici din asta, nu vreau să intru în polemic cu acești cetățeni și să mai cred și politicieni, deasupra, toate proiectele astea sunt controlate, vor fi controlate, nu spune că e mult și eu l-am întrebat așa, că nu spune să prietenească, i-am întrebat dacă știi cât costă o scândă, noi nu știu, când ai făcut, s-o mai lucrat. De ce vă spun? Eu știu să suport și critica, știu să suport și... Nu scoți nu scoți nu a zis consilier. Candidat pe aici, așa. Înțeleg foarte bine și sunt un om care totuși a lăsat deschidere la comuna asta. Că la un moment dat, de cum bine știți cu dumneavoastră, noi ne-am aflat într-un moment critic. Politic vorbim. Și politicul face parte din societate. Și noi politic, aici dacă politicul nu gândește sau nu are viziuni, e o problemă. Noi am stăpânit-o, cum am stăpânit-o, așa, și am mers și noi la drum cu omule alea care aveau primarul la momentul respectiv. Să nu credeți că este greu să stăpânești unele lucruri dacă nu ai capacitatea de a gestiona și avea diplomația de a ține în echilibru aceste lucruri. Domnul, nu este ușor. De ce v-am zis? Prioritatea pentru mine și cred că și pentru dumneavoastră și am văzut discuțiile aici. Sunt școală, gaze, drum.
Altceva mă interesează cetățean care... Și toate de acolo vin de la sine. Investiții în comună mă interesează. Și sunt foarte bucuros la fac. Mai vine și întreabă. Dom'le, cât e terenul, vrem să faci? Înseamnă că este o zonă de interes. Zona de interes? Întreabă, ce aveți acum? Mai aveți gază, putem să facem să trebuie. Ei, asta este munca noastră, de zi cu zi. A noastră mai mult, ca și primar, de ce primar, iar consilierii și mă bucur de fiecare dată când vă văd și veniți în afara ședințelor de consiliu local și discutați de problemele și cu critici. Ce m-ați zis? Eu sunt poștet. Nu suport mărânia. Deci când treci de ieși, spargi orice și ieși cineva și ce tu să spui că ieși de acolo și știi, de fapt nu știi nimic. Deci vii cu un argument și spui investiții zero, când cu investițiile au fost scumpe, investiția costă bani. Și banii verifică, și banii verifică, cineva verifică banii așa, nu trece așa. Sunt verificat, sunt așa, dacă nu-i bine răspunde cineva, dar important este că se face. Orice lucru făcut într-o comunitate rămâne. Deci dacă am făcut, facem parcarea și fațada la proiectul care am mult discutat de Dani, tot din Cârcota și de-aia, alea vor rămâne. Când vine altă, mai face incinta. Cum trebuie să o facă de la anul sau de la anul la altul, că ați văzut, se întâmplă, spart de toate astea, nu poți ca la instituție. Dar la face ei nu știu ce. Terminăm cu branșamentele, ne ocupăm centru civic și pentru mine centru civic înseamnă Bălăneasa Orășa. Nu trei dale în fața aici, ne ducem până la poștă, de la tine au făcut de la Berzos și se duce până la bancă, la Lidez. Ce înseamnă cum e la Helenciu? Înseamnă omul să urcă pe trotuar de la Bălăneasa și se duce la Orșa, la părinții lui sau la soacra lui. Asta înseamnă, acolo trebuie un proiect mare, cu studii făcute, văzut zone, așa. Acolo iar sunt bani. Dar este o prioritate. Începând, deci ați văzut, v-am spus, sunt în jur de 25 de case care sunt îmbrașate la momentul astăzi, când vorbim. După aia poți să dai drumul și la un proiect din ăsta. Eu sper să fim tot aici, să ne regăsim tot aici și să continuăm sau să... Dar asta depinde și de cetățenii comunei de vest, cum ne vor cataloga pe fiecare. Nu trebuie să aruncăm cu moroi în ăla că l-am făcut, în ala. Nu. Eu n-am fost niciodată, m-am uitat în urmă. Poate am înghețit și eu, să zic așa, unii lucruri, dar niciodată m-am arătat. Dacă ești politician și arată ce faci tu. Vine și spun cu argumente. Uite, eu vreau să fac asta. Eu vreau să fac asta. Nu vezi că ăla nu a fost bun. Eu nu pot să fac că a fost ăla din spate. Sau nu. Nu. Mergem în față, cu bunii dureri și încercăm să echilibrăm și să ne aducem în comunitatea noastră zâmbetul prin vânt de la cetățeanul. Voi dintre domnul, poate domnul director are mare treabă, domnul director cam până aici. Da, mulțumim oricum, vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi. Legat de școală aveți pe ordinea de zi, nu mai acest proiect cu rețeaua. Da. Eu ce aș vrea să vă rog în continuare, dacă tot am asistat de toate discuțiile care au avut loc, nu e nicio problemă. Bun, rău, înveți și din discuții mai puțin elevate, tot înveți ceva. Aș vrea să vă rog, acum, de toți, în primul rând, sunteți consilierii care v-ați votat hotărârea, domnul primar, viceprimar, în calitate de reprezentant al comunei, în funcție de banii care vor fi alocați, să țineți cont și de unele investiții prioritare, pe care noi le-am discutat și le-am punctat și am convenit că au fost niște prioritizări. Da. Deci, avem nevoie să punem șarpantă pe școala de la centru de aici. Pentru că, ce se întâmplă? Când a fost ea construită la vremea ei, s-a construit cu o șapă deasupra, deci o plată de șapă de 15 cm, peste care s-a pus un rând sau două de carton asfaltat și am mai făcut eu câteva intervenții atunci când a fost plată. Dacă în clasele de jos dai haina de pe tine, că nu mai poți sta de cald, în clasele de sus, din cauza că placa este de beton și foarte subțire, este foarte frig. Indiferent cât ar pompa căldură de la centrală. Și există, este o prioritate această investiție. Este studiul de fezabilitate făcut, este proiect făcut cu șarpanta. Deci trebuie alocat bani și trecut la execuția investiției. În 1974 s-a construit școala. Da. Altă urgență, tot în privința școlilor. Școala Brăjoaia este tot o școală nouă.
2003, mi se pare, a fost făcută. Ce s-a întâmplat? Țigla a fost de foarte, foarte proastă calitate. Și sunt foarte multe infiltrații. Eu vă spun că, la fel, poate că, nu știu, ar trebui chiar prima rezolvată problema de la Brăjoaia și pe urmă de la Livez, pentru că stau cu frica în spate că s-ar putea, dacă se mai infiltrează mult apa, să ne trezim cu tavanul din nou. Și este păcat. Și mai avem acolo de rezolvat instalația electrică, că din cauza infiltrației, instalația electrică este deteriorată. Și atunci, să facem acoperișul bun, cum trebuie, și să intervenim un pic și în interior. Deci sunt câteva chestiuni care, deci de câțiva ani încoace, tot am rezolvat câte o chestiune. Întâi am rezolvat cu grădinița aceea de la Doreneasa 2. Este făcută așa cum trebuie. Copiii merg la grădiniță și au condiții civilizate și am mers chiar nu de mult cu o echipă de la DSP de la Bacău și au rămas plăcut impresionați de condițiile de la grădinița aceea. La fel când a fost, nu știu, anul trecut sau acum 2 ani, când a venit Curtea de Conturi. Da, să ne controleze cu, investiția. Da, cu investiția de la Livez 2, pe care am făcut-o acum 2 ani. Deci a fost domnul inspector, cu, cu mine și cu domnul director, pe investiția care a făcut-o. Da. Întrebați-o deci, cu oamenii. S-a amenajat grup sanitar în interior. Cu bine, cu gresii, faianța, apă curentă, fosă septică, am săpat cu puț propriu cu hidrofor, ca să avem apă curentă în timpul. Și, într-adevăr, oamenii au văzut că banii respectiv s-au investit cu cap și ceea ce s-a scris în documente s-au găsit și în realitate în teren. Și acum am dat câteva situații, iarăși, pentru finanțări venite direct de la guvern. Pentru școala de la Orșa și pentru școala de la Lupitez, în ceea ce privește grupurile sanitare, ca să fie cu acces din interior, cu apă curentă, să aibă surse de căldură ca să nu înghețe instalația de apă peste iarnă și sperăm că să vor rezolva și acestea. Dar de ce am ținut să vă aduc la cunoștință? Deci să știți că unele lucruri s-au rezolvat, unele mai trebuie rezolvate. Și aș dori, după cum vă dictează conștiința, după cum credeți că trebuie făcut și ceea ce trebuie făcut pentru comună, să luați hotărâre de a aloca niște fonduri ca să putem face. Nu se poate face la două școli, nu e nicio problemă. Facem anul ăsta una. Dar să știm că am terminat. Da. În funcție de fond. La anul, dacă suntem sănătoși, facem și cealaltă. Pas cu pas. Dar vă rog să țineți cont că dacă faceți, nu faceți pentru rusul, că el mâine poi mâine iese la pensie. Pentru copiii dumneavoastră, copiii din comună și cetățenii. Vă mulțumim foarte mult, domnule. Eu vă urez succes în continuare. Domnule, mulțumesc o dată pentru colaborare, care am avut o colaborare foarte bună și este un om care poți să spui baza pe ceea ce spune și hărnicia și curitipurile care le-a revolut. Domnule, eu sunt unul. Știți, în alte comune poate sunt directori adjunți, administratori de patrimoniu, mai are 2-3 funcționari. Eu încerc să mă descurc așa, cum pot, că... Da, dar cu sprijinul meu de aici nu... Nu discut asta, deci... Da. Domnul director, eu sunteți foarte gospodar. Nu știu dacă sunt eu cel mai gospodar sau... Sunteți foarte gospodar. Dacă pot eu. Sunteți în 1996. Nu, din 2005. 2005, da. Propunerea am făcut-o eu, ca să fiți drept. Știți lucrul ăsta? Da, dar din 2005 mi-am pus semnătura așa. Am făcut propunerea mai de vedere. Da. Și n-am greșit. Mulțumesc, mulțumesc. Fac apel la dumneavoastră ca să aveți în vedere și niște lucrări care trebuie făcute. La colegi. Pentru comună de pace. Da, succes în continuare, sănătate. Aveți ceva de obligat? Da, fi voce. Domnul consilier? Domnule consilier, supunem la vot? Supunem la vot. Directorul a plecat și nu a văzut votul. Cine este pentru vă? Cineva consilier ăsta? Cineva? Așa, 15 voturi pentru.
Trece la proiectul numărul 1, proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii exercițiului financiar pe anul 2019 și utilizarea sumelor pentru investiții din fonduri excedente din anul 2019 în Comunitatea Județeană Bacău, inițiat de primar din partea Comisiei de Specialitate. Comisia de Specialitate numărul 1. Comisia numărul 1. Favorabil. Comisia numărul 2. Favorabil. Comisia numărul 3. La fel. Sumări la vot? La mine, nu. La vot așa nu sunt doar. Păi, este de ce? Nu. Aaa, domnul primar. Domnul primar. Domnul primar. Domnul primar, ce este vorba la chestia asta cu excedentul financiar pe anul 2019? 923, 923, 923. Deci, sumele este de acestea pe noi. Da, cred că sunt de la asta. Da? Da. La aproape de spate. Sigur, asta nu trebuie spus. Da, sunt spus. Trebuia să o faci, nu trebuia să o faci un alt proiect, aveați bani în buget prins.
la plătețe cu 50.000 de lei, investiții, care putea să faceți fațada, cred că sunt mulți bani și nu așa ceva de investiții, și mai aveți și tot germanat de 50.000 de lei, care s-a terminat anul, nu s-a făcut nimic. Acum aveți să închideți bugetul, excedentul bugetar, ca să folosiți unul de acolo, de nimic măcar nu le-ați folosit din buget ce le aveați aici. Și voi așa ceva, n-am aprobat nimic la început anul buget, că spuneți că noi am aprobat de-a lungul timpului. N-am aprobat aceste investiții, doar le-ați făcut cazul dumneavoastră. Așa considerați, faceți un excedent. Deci, părerea noastră nu prea a ținut cont. Bun. Cu ce avem de făcut noi în comună, care spuneți mai al trebuie părânească, faceți ce anticipiți, e probleme cu oameni, există probleme multe în comună, și la un moment dat bordul. Sau că așa lăsați, că e mai bine sunul de aici, sau că vorbim noi și am făcut noi aici, ne lăudăm. Trebuie să facem ceva de tot ce vă ținut comunii, proiecte eligibil durate, finanțare foarte mare, nu finanțare cheltuite din fond de CD, că noi acum suntem, vreau să vă spun, ce sumă mai avem noi în buget? Deci în buget excedent, comună, dar ce mai sumă are? Că nu știm nimic. Deci nu mi spuneți nimic. Ce sumă mai avem noi în excedent buzitar? 4 miliarde. Mai avem încă 4 miliarde. Deci eu înțeleg că a fost urmă la 30 miliarde. Deci am cheltuit 30 miliarde din fond de CD. Nu se cheltuie de 30 miliarde. 9 miliarde. 9 miliarde. Și mă scuzați. Care nu sunt cheltuit, după care nu se poate cheltuit. Ați cheltuit ăla care era, măcar trebuia niște proiecte durate, să rezolvăm problema apei, să rezolvăm problema CO2, să rezolvăm problema gasului, tot vorbim de gas. Atât timp când nu facem proiecte, cum trebuie să vorbim cineva gas? Vorbim numai frumos, oamenilor, campanie electorală. Vorbim foarte frumos, atât timp când nu facem proiecte, n-am acordat niciun studiu, trebuie să dăm bani să facem proiecte. Proiectul nu îmi face cineva bine. Și nu spune că vrem gaz, mă, că vrem pe oameni, mă, punem gaz. De ce bani s-a făcut proiectul de alimentare de gaz la Mireas? Din bani, ce bani? Din bani, cum vreau caz, din 1 milion de euro de la guvernă. Nu vă pot rău. Domnul, înseamnă că nu știți. Poate așa te întrebați, este mandatul cu ăsta. Păi, domnul, dar am spus clar, ce să mă mai spun? Acolo e făcut investiția. Și nu s-a zis. Aia a fost o investiție, nu? Aia a fost investiția toată. Care pe care trebuie respectat. Nu vorbesc de investiția care funcționează acum, că mai fost fost odată. N-a fost niciodată, n-a fost niciodată, n-a fost niciodată. Nu pot să fac, să-i arată un lucru. Nu a fost banca de gaz, vorbim de gaz. De gaz, vorbim de gaz. Dar trebuie să-mi trecutul, noi vorbim. Nu. Noi nici nu-i trebuie gaz. Că sunt câteva luni de ce m-am dat de bărbat. Dom'le, vorbim de trecut. Vă întreb ce știți de investiții? Cine a făcut investiția cu o alimentare cu gazul cu un alimentare, SRM plus... Eu am făcut. Transgaz. Așa. Și în continuare, cine trebuie să ne asculte? Noi ca să nu trebuie să facem proiecte. Da, trebuie să te mărăm lucrurile să facem proiecte, nu te așteptăm să facem încetă. Că ei de asta au ajuns eu un șof cu doar numai 4 metri. Că așa au considerat ei. Sigur. Dar noi politicieni, noi ar trebui să facem extindere, să facem... Dar este proiect. Este proiect, dar și ce trebuie să s-a terminat. Nu mai există. Odată ce au făcut altul bestia și au scos acele conducturi, SRM-ul l-au dat la fel. S-a terminat. Este proiect nou. Atunci ce mai trebuie să spuneți că faceți extindere? Pe ce bază faceți extindere la mine proiect? Pe ce bază? Că le face cineva? Nu le face nimeni nimic. Orice proiect să facem baza unui studiu. E studiu. Și nu avem nimic. Ei, păi, domnul, ce care spune? Domnul, dacă citiți atent, de care citiți de la ANRE, în care spune, se face studiu tehnico-economic, atât de unitatea administrativă teritorială, cât și de Transgaz. Și Transgazul vine cu o parte de la 0 sau până în 100%, nu este așa? Dacă aveam intenția Transgazul, nu facem o dată, dar n-am intenția. Nu, nu. Noi suntem norocoși. În funcție de solicitări. Domnul Sfântuță, și a fost bucuroși, a fost bucuroși, că s-au făcut poate că mergi sână la urmă. Noi acum am trebuit să gândim noi cu alte proiecte, să putem să rezolvăm toată problema comunii, nu la o parte. Asta trebuie să cheltuiți banii, pe părerea mea. Proiecte importante și durată pentru tine. Proiectele finalizate a celor asfalt, PNTR-ul, care nu s-au terminat la următoare rămase de 4 ani de zile. Deci, nu s-au terminat. Vedeți, nu știu ce rățire cu mine care au probleme cu șanțul, că ar trebui făcute niște disfuiți acolo, niște... Da, de fapt, înțeleg că se întâmplă probleme, deci rățire cu mine și noi putem intervi pe... Fiindcă acel proiect, măsura 3.2, s-a terminat, s-a primit și garanția, dar noi putem intervi pe ele. Avem destul de probleme, avem... Să facem niște noi de asfalt, avem proiecte. Noi n-am făcut niciun proiect. N-avem, au trecut 4 ani din primul mandat, nu avem niciun proiect pe următoarele
momentul ăla. Primăritul meu a scris, domnule, patru poduri care în urma unei calamități am primit niște sume de bani foarte mici și îmi spune că avem proiecte. În urma unei calamități, în urma expertizei pe teren, s-a constatat că s-au luat. Dar în următoarea fază, noi trebuie să extindem, să facem și proiecte pentru acele. Sumele care au acordat ei nu ajută nici măcar să facem nici studiu. Și atunci noi ne dăm că avem ceva de nimic. Deci noi n-am demarat lucrurile să facem proiecte. Am rămas să ne dăm că vom face în viitor. Cine o să facă dacă nu facem proiecte? Nu o să facă nimeni nimic pentru comuna asta, atât timp când nu avem proiecte. Am rămas și cu mine, am rămas cu tot. Am rămas cu toate, am rămas blocată. Ce ați văzut? La sfârșit de mandat, s-a dat, dar în timp acei patru ani, nu face nimic. Nu s-a făcut nimic, nu cunoaște nimic, dacă cineva... Dar dumneavoastră, din părți, vrei să cunoaște, nu vrei, măi, dă-mă. Lăsați-mă să vorbesc. Deci, dacă cineva cunoaște în comuna asta, un cetățean, că s-a făcut ceva în patru ani, nu se spune, nu am nicio problemă. Iar noi, n-am făcut nimic. Acele proiecte care avem cu el, din ele să le spun. Că acum spuneți că ce nu o să-l faceți de la bălămia asta, care e normal. Păi știu, e normal, dar ce nu a făcut? Să l-a fi avut spre finanțare. Ora studiile au făcut, domnule, după finanțare, ducem al punem în urma guvern, cerem în PNDR, cerem sume de bani. Nu trebuie să te primesc sume de bani. Doar în buget putem face ceva. Deci ce ați făcut, ați făcut în buget, a făcut un exceder, sumele în caz de catastrofă, comuna este descoperită. Nu mai avem nici. În caz să nu te pot putere măcărească dumneavoastră ceva, a lăsat comuna descoperită. Că așa ați putut considera dumneavoastră că este bine, nu știu, nu mai e dau este bine așa ceva. A lăsat comuna. Noi trebuie să facem acești bani proiecte, să atragem fonduri chiar și europene. Avem angajat în primărie care poate lucra. Nu ne-am dat așa, să se pune la treabă. Stă, așteaptă, trece, vine salată, vine acasă, vine cu toată lumea, așa e un cert așa, care își ia banii și pleacă acasă. Este bine, își iau salată, destul de mare, dar nu lucrează nimeni pentru cetățenii comuni. Nimeni absolut... Aici am dat domnul Sudu. Nimeni nu lucrează pentru noi. Aici am dat la angajații instituției. Și vă spun, își fac datoria. Ce angajați primării ca să adună, nu-și fac datoria. Îi resping pe cetățenii comuni care au drepturi, parcă ar fi plătiți în altul cetățenii. Vor să-și candideze, mai. Da. În loc să știe că cetățeanul îi dă banul, îi plătești din banii cetățeanului, îi resping. Ați văzut ce căcare aici au încasat bani la oameni numele asociații? Unde s-a ajuns acești oameni bune de stat? Ca să se mai încălcie. Nu poți să-l Domnul Costel, nu pot să dau nume acum. Vă zic un singur lucru, că nu e corect să dau nume ca să nominalizez pe cineva parte. Nu! Sunt multe din... Dar dumneavoastră nu mulți dintre angajați nu-ți fac treaba. Și trebuie să facă treaba. Ați văzut ce se întâmplă și cu cetățenii aici, care își dus în eroare, care au dat niște sume de bani care nu știu de ce le-au dat și cui le-au dat. Au ajuns foarte să ceată. Deci facem un fel în comunitate de război, nu mai respectăm legea. Fiecare știm, fiecare face. Deci, cum a putut un angajat la instituție să ia bani în numele asociației la un angajat? Și să spui dumneavoastră că o să găsesc un dat. De ce? De ce mai mare greșeală aici? Că nu ați respectat legea. A spus în casele, i-a spus pe oameni în dificultăți cu acele chitanțe. Să vedem, ca e cazul de buzare, să vedem cum și-a permis să încaseze în numele asociației. Și v-am atras atenția de foarte multe ori. Acești oameni, asta s-au conversat, oamenii au ajuns. Nu și-au respectat că am dosare destul de mari și am câștigat instanță. Credeți că instanța mea pe sus, ca oricine de aici. Și am dosare destul de mari și credeți sumele de apărat acești oameni către asociația care ei nu. Ei au vrut de ei că fac cineva aia păcălit. Cineva i-a îndemnat. Un funcționar public. Un funcționar public nu trebuie să facă treaba asta să caseze bani. Asta vreau să vă spun. Că noi trebuie să ne facem treaba pentru asta. Anul nu să spun că acum suntem am dat. Vezi ce bine o să fie, ce rost dacă nu mai votați în programe. Și noi n-am nimic. Mai rău că închideți bugetul și exemplu o sumă foarte mare, când am avut sume în buget de 65 de miliarde. Deci se vede cu cine că nici măcar nu le-am prezentat aici, dar ne amintește că noi l-am votat, dar nu l-am votat așa ceva. Dar am bugetul. Nu ai votat nici bugetul. Dar am votat, domnule, bugetul nu se vede. Domnule, cum să văd? Domnule, dacă votați foarte bine, nu mă acuzați, mă miște. Uitați, și o să scot și v-am dat. Iar că eu am votat bugetul și am spus și de ce votez bugetul. Este prima dată am bugetul. Fiindcă am întrebat,
din fond de cine care e cum ai trebuit un plat, nu ai ce fost. Domnule, bugetul meu luat, uitați aici, bugetul 2019 aprobat. Și ce sună are? Pe cum ne dai? Dar cum este bugetul? Domnule, dar bugetul e închide excedentul bugetat anul 2019 și ce vorbiți dumneavoastră? Că nu știți cum pune la aflat. Domnule, cred că postul ăla între are dreptate prea mare pe dumneavoastră. Cum nu știți că acești bani sunt buget în 2019? Și atunci ce? Tu vii cu bugetul? Da, domnule, spune. Scoala Poena și mă refer aici la tot ce ține de bani, tot ce ține de așa, tot ce ține așa și dar cu privire la banii care s-au cheltuit pentru borduri, aia mai mult de 5 miliarde, încă o dată am să-mi exprim nemulțumirea pentru faptul că s-au aruncat niște bani publici doar de dragul de a mai face ceva în ăștia 4 ani de mandat care s-au scurs pe lângă noi. Peste 4 ani, suntem în consulia de altă. Da. Domnul primar, constat cu amărăciune că au trecut mai bine de două mandate în care în comunal vezi datorită neîncrederii inspirate de noi către mai mare județul care ar putea să ne fie acordat sume de bani pentru a face ceva în comuna noastră, am bătut pasul pe loc. Nu de mult, chiar zilele astea, frecventez Vârstăreștiul pentru că l-am pe fișierul la dispensar acolo și vorbeam cu primarul din comună. Nu vreau să-l lau, îmi pare rău din comuna mea. Toată școala din Vârstărești are baie în școală și teren de sport. Nu, Cozi, vreau să vă aduc atenție aici, să vă atrag atenția. Nu domnul primar a făcut nimic. Nu știu, eu știu foarte bine ce a făcut toate proiectele respective și nu a adus. Deci, încă o dată, toată școala din școlile din București au teren de sport. Foarte frumos. E doar un exemplu. Toate școlile. Și aș vrea să trimit din altă parte. Nu numai faptul că nu avem locuri sau spații de joacă pentru copii. Ca un făcut în comuna Livens, copiii n-au voie să se ducă pe terenul de sport lângă școală pentru că strâng spart degeaba, mă rog. Nu ești de vină care domnul Sorelichin, nici noi Consiliul Local, pentru că sunt de vină cei care au primit fonduri și nu le-au dirijat acolo unde trebuie. Că totuși în comuna Livens au intrat bani pe bugetul local, pe investiții și nu se vede mare lucru. Dar
aș atrage atenția pentru următorii care vor veni. Să ținem cont de școală, pentru că în ultimii 8 ani de zile, în afară de cele două obiective care spunea domnul director că s-au făcut, școala de la grădinița de la Valea asta și ceva investiții la școala de Valea Rea, în nivelul s-a făcut, au fost proiecte începute și de terminat, să știți, scuzeți? Și pe aia. Da. Sunt făcute în mandatul. Nu trei școli, cele trei școli, care este? Vorbim de școala anului. Da, doi Bălăneasa, cu grupul interior. Da. Făcută. Școala Rives, da. Doi, da. Cu grupul, fostă, da. Geamuri. Da, schimbător. Da. Școala Poiana. Așa. Făcut. Care s-a făcut acum. În 10 ani de zile, domnul primar, în 10 ani de zile sunt singurile obiective care s-au finalizat. În 10 ani, două mandate și jumătate de consilier local, de primar. Atâta s-a făcut. În rest, tot ce s-a început, nu s-a terminat. Asta este marea problemă a Comunii Rives. N-am reușit să ne exprimăm în față de autorități de la Bacău sau cei care au fost aleși și au ocupat funcția, să atragem fondul să facem ceva pentru comunitatea noastră. Asta este o chestie care mă marge și de acest motiv nu sunt de acord cu cheltuirea acestor bani de aproape 5 miliarde de lei de fond de ședentare pentru niște borduri. Asta nu ce spunea doamna de pe Valerea, că ar trebui făcut cu discuții cu așa. Astea sunt problemele care interesează. Podețele, mamurile, după ce spunea doamna asta, șanturile, astea sunt lucrurile care interesează pe oameni. Și bordura. Bordura este poate aia. Nu cu bordura noastră bună de făcut. Dar nu-i momentul, domnul primar, astăzi. Avem alte probleme comune ca să facem borduri. Că și s-au lăudat fost primar două mandate că a făcut primăria. Adică am prăbătut primăria și cu asta s-a ales în mandatul fostului primar. Cu primărie prăbătită. Nu vă mai spun că la început când a câștigat mandatul, arăta o machetă, cum va fi primărie. Vă mai înseamnă că ai fost consilier local. Deci cu asta s-a ales primăria 10 ani de zile. De asta e nevoie de o conducere care să gândească sănătos și să rezolvă problemele comunității. Și de un consilier local sănătos, domnul... Sigur că da. Sunt domnul consilier. Da. Că toți suntem la discuție. Te rog, da. Ascultat un lucru și n-aș vrea să răspund aici. Dar nu-l spun. Da. S-a ridicat părul pe mine. Ce am văzut în urmă. Și dacă vreți, vă pun hârtii la dispoziție, că sunt aici. Refuzuri. Eu așa ceva n-am făcut și nu o să fac niciodată. Refuzuri pe față de instituțiile statului, cu adresă oficială trimisă din primărie, n-am crezut, am crezut că este vorba de șanțuri, de vorba șanțului. Și am spus, nu cred. Suntem interesați. Nu știu dacă sunteți interesați, dar eu vă spun că astăzi am pus mâna pe niște documente în care s-au trimis la ministerie, îi dădea termen în care să fie o lucrare executată. Nu mă refer la ce lucrare. Aici sunt angajați care nu, e vorba de conducerea primăriei, cu ștampila primăriei. Sunt lucruri grave, s-ar ridica părul pe mine, credeți-mă. Ca să pui, să obstrucționezi niște proiecte care vin și sunt așa, este de genocid. Chiar discutam cu un prieten de meu care mi-a uitat pe hârtii și nu vreau să divorț și nu vreau să fie în momentul astăzi. Dar dacă totuși încercăm să ne spălăm cu voi... Nu ne spălăm nimic. Noi trebuie să spunem realitatea. Realitatea, da. Oamenii așa vor de la noi. Niciodată. După cum v-am spus și dumneavoastră știți și el mai bine. Eu n-am promis nimeni și niciodată nimic pentru că n-am candidat la postul de primar. S-a întâmplat ce s-a întâmplat cu la noi aici. M-am preluat în 2017, fără nicio problemă, fără arăta în spate, nici în față, nici în stânga, nici în dreapta. Am pus mâinile, am bătut palma cu niște oameni și am spus, domnul primar, pune mâna la treabă. Și o trebuie să preia din mersurile de lucru. Nu mi-a fost o mandat ușor. Și vă spun, mandatul meu a fost un mandat și eu sunt convins că în țupă din asta n-a fost sigur. Dacă stai și te uiți cu ca oameni cunoscători, nu a fost ușor. Între, așa, că am dus la o navă și o zi am până peretele astea, până peretele astea și am căutat să o țin dreaptă și să o aduc, uite, la anul 2020 și dă Dumnezeu să încheie mandatul la fiecare cu bune și cu rele. Dar lucrurile astea care au fost făcute sau continuate, au fost făcute gândite,
de multe ori cu ajutorul dumneavoastră și special întotdeauna, dar discuțiile mi v-am zis că eu suport și când se vorbește frumos așa, nici nu comentez, suport criticile, da, poate am greșit, criticile le primesc, primesc și laudele, primesc și aia, ca și într-o democrație și foarte bine când se descurcă. Dar vă spun așa, deci ce am văzut, mi s-a ridicat părul pe mine, nu am văzut cu asta. Domnul primar, vedeți dumneavoastră, lumea se mai uită la ședințele Consiliului Local. Ce să ceară să o duci sau ce să face? Oamenii trebuie să înțeleagă că sunt între noi persoane care cunosc realitățile comunei și a primăriei din comuna noastră. Ei nu trebuie să gândească într-o serie, unde mă sunt trezită la vorbiți, sau la atace piciori sau ce să uită din nu, asta e problema, este pentru că starea de fapt, discuțiile în contradictoriu, apar de faptul că eu în mintea mea sau cei care se manifestă cred că sunt lucruri care nu sunt la locul lor. Și se pare că odată cu trecerea timpului, încet, încet, chiar dumneavoastră să vedeți acum, s-au întâmplat atâtea lucruri nenorocite și care au fost împotriva oamenilor din comuna noastră. De asta am pierdut 10 ani de zile comuna Livesc. Am primit un formular să fac o statistică, o secundă vă opresc și spune între altele, care sunt cele trei priorități sau aturi ale comunei dumneavoastră? Știți ce am răspuns la formularul ăsta? Poziția geostrategică, administrativ teritorială. În afară de faptul că suntem în mijlocul administrativ teritorial județului Bacău și suntem mărginiți de trei comune, cel puțin trei comune, ăsta e singurul acolo al nostru, numai că noi nu știm să profităm și să aducem localitatea comună Livesc la un rang atât în care să ne, în care să ne și bucurăm. Dacă au fost asta mă face, vedeți, am albit în Consiliul Local, din multe ori, cu amărăciune, pentru că știu că au fost lucruri, erau care puteau făcute și nu s-a dorit să facă. Vă mulțumesc, domnul Cortea. De asta s-au întâmplat, toate s-au întâmplat, vedeți, oameni cred că trebuie să ia bani, oameni care au încăsat ca să iei cu sume din bani, care nu aveau nicio treabă, uitați ce se întâmplă. Uite, domnul Cortea, de asta era, a fost bună și chestia și ședința de zic, pentru că ne-a dat și noi seama. Pentru mine o să discutăm problema asta cu chitanțele. Pentru că eu nu stau la fiecare văd ce încasează de bani. Dar m-am acuzat! Ce se întâmplă la lăsarea asta? Nu știu ce trebuie! Este grav și o să întrebăm, să întreb să văd exact cum s-a dus la mine. Cum am putut să încaseze de la un cetățean care de fapt îmi trebuie să fie la o studiu la asociație. Va fi eliminate prin depozitare pentru anul 2020, inițiator primar și admin din partea tuturor comisiei de specialitate. Comisia de specialitate. Comisia numărul 1 a fost favorabilă. Numărul 2, favorabilă. Proiectul numărul 3 am stat un pic vie cu două zile, dar chiar nu știam despre ce este vorba. Vorba de ce așa. Nu am știut despre ce vorba, am întrebat cu zile, dar spuneți și mi-a clipat că e prea amestecat aici, eu n-am înțeles. Și mi-au explicat despre ce este vorba. Așa, da. Sume care îți ridică, trebuie să plătească cineva. Da, și cam asta este. Deci dacă ați înțeles. Am înțeles. Nu aveți ce să faci, că trebuie să plătim că... Și mi-a dat servicii, normal. Deci servicii trebuie să plătim. S-o pune la vot. Da. Și să vă zic, stimați colegi, ședința, ultima ședința mea cu președinte. Vreau să mă mulțumesc, dar nu se știe. Nu se știe, poate a fost cineva. Poate următorul mandat sau dacă altcineva în locul meu. Altcineva în locul meu, vă mulțumesc și vreau să dau... Thank you.
vă dau și cuvântul. Doar vreau să vă aduc la apel, că le-am greșit. Dar nu e o chestie, poate le-am greșit, dar sper să mă scuzați, toți greșim și criticile ascultăm tot, dar suntem aici ca să respectăm legea și cetățenii. Respectarea cetățenilor. Și în al doilea rând, aici vreau să-i dau cuvântul domnului senior Lungu. Așa că el... Am 30 de ani. 30 de ani de mandat. Ne-am primit. Ne-am primit, da. 30 de ani de ceas de domnilor, remarcăm din aceste proiecte că suntem primăria de vest, din punct de vedere financiar, fericiți. Avem aproape 1 miliard de lei noi bani în primărie. Excedent din anul trecut. Pe câte vreme alte primării din țară au avut nevoie de intervenția guvernului să-i financeze când aveau și plătit salarii. Hai să recunoaștem și eu niște lucruri bune. Care cum mă rog sau cum să fie. Nu? Da. Bine. Eu zic să fie și la anul acesta.